o postare pe rețelele online în care am spus că în data de respectivă, democrația din România a fost amputată, pur și simplu, pentru că Curtea Constituțională, în opinia mea, și-a depășit atribuțiunile. Pentru că rolul de a sancționa politicieni este al cetățenilor, nu al Curții Constituționale. Da? Adică și legalitatea alegerilor este în sarcina becului. Doamna, eu n-am nicio... Mă despart foarte multe de doamna Șoșoagă, chiar am fost colegi în Senat. În multe privințe, în majoritatea lor, sunt total în dezacord cu domnia sa. Dar aici e vorba de a apăra niște principii. Dreptul de a fi ales și dreptul de a alege, un drept fundamental, pe care curtea l-a călcat efectiv în picioare. Despre asta e vorba. Ori, noi știți, liberalii apărăm libertățile, libertatea este una din valorile noastre principale. Și evident că și atunci când a fost vorba de proteste, am susținut dreptul la protest și acum când e vorba de dreptul de a fi ales și de a alege, susținem dreptul de a fi ales și de a alege. E clar. Deci din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt clare. Dar oricum, majoritatea asta din Curtea Constituțională, vreau să spun, a făcut un abuz groaznic și a creat un precedent foarte periculos pentru democrația românească. E considerată, și vom vedea motivarea, dar între ghilimele inaptă pentru a candida. În schimb, în vară, când a candidat la europarlamentare, a fost aptă pentru a candida. Deci, la distanță de 2-3 luni de zile, asistăm la un cartonaș verde pentru a candida, pentru o persoană care merge în Parlamentul European. Vedeți că cu verdele nu e în regulă. Și nu, noi vorbim de semafor acum, știți, așa dăm tot felul de conotații la culori încât nu mai putem folosi. Ce scuze? N-am spus degeaba. Da. Doamna Șoșoacă, recent, după decizie, a dat o declarație care poate să fie controversată pentru unii. Nu pot să spun decât trăiască legiunea și capitanul care au fost omorâți de aceeași putere care... Da, bun. Deci, apropo de verde. Am și spus că sunt multe lucruri care ne despart. Exact. Dar revenind acum, a primit cartonașul roșu pentru alegeri, cu probabil, și avem în perioada imediat următoare niște argumentații, chiar din partea roșie pentru eliminare. Și o să ziceți, care e argumentul? Păi din cei 5 care au votat, 4 au fost propuși de PSD și 1 de UDMR.